Un jubileu înseamnă o gară în care trenul poposește foarte scurt, în care jubiliarul nu are timp să plângă, să râdă, să iubească, să îmbrățișeze, să spună tot ce a adunat în decurs de ani. Jubiliarului se dă acest jubileu ca o bucățică de zahăr. N-am mai mănâncă și tu ceva dulce odată în viață. Vine jubiliarul cu pielea bine dubită, cu urme pe inimă, cu urme în cuget, cu probleme. Vine alergând, vine trăind apropierea unui hotar. Iată și Nicolae Sulac va trece acest hotar. Nu se poate că așa de repede să treacă 50 de ani. E aproape imposibil. Eu mă mândresc că am fost primul regizor și că odată a apărut la Filarmonica din Chișinău un băiat venit de la Târlă, cu Academia Muzicală de la Târla Cuoi, și care a venit și a început să cânte cu mâinile înlături ca o răstignire. Și mulți oameni l-au luat drept ca un om care trebuie să fie răstignit. Și-au bătut în el cuie an la rând. Și iată că acest Nicolae Sulac s-a dovedit să fie fenomenul Sulac, fenomenul prin care se marchează o epocă. Eu vreau un pic, în loc de cele 50 de pagini care le-am lăsat acasă, să vă spun în câteva minute, să despic firul în patru și să încerc să pun degetul pe o rană, adică pe existența unui artist, odată la 50 de ani. Într-adevăr, Sulac nu știe cine este Sulac. Fiindcă el nu-și mai aparține lui, el aparține unei epoci, unui timp, unui popor. El este alesul vieții, un predestinat care cântă. El este omul care cântă atunci când pământul doarme, când pământul visează. Când pământul se cutremură, Sulac cântă. Adevărul este că nu vă dați dumneavoastră seama că în această ușurință și în această dăruire a lui Nicolae Sulac este iarăși martirajul unui om predestinat. Eu m-am întors astăzi de la filmări dintr-un sat, trecând printre așa ulicioară strântă, printre oameni de toate vârstele, care vineau de la câmp. Și m-am gândit că toți acești oameni de la câmp, care duc din greu munca țăranului, ei trăiesc în Nicolae Sulac. Mama, tata, cei iubiți, cei plecați departe pe drumul etern, țarina aspră care împunge talpa omului, nu este ușor a face pâine, cum își imaginează unii poeți sau cineaști, pe ecrane unde zâmbesc milioane de oameni. Este o trudă istovitoare a face ceva bun în lumea asta. Și cel care cântă, trăiește în numele lor, iar ei trăiesc în el, în cel care cântă. Nu se poate cânta așa cum cântă Sulac, să n-ai în spate sute de ani, să nu simți strămoșii în sânge, viitorul în sânge, să nu fii tulburat de durere, să nu-ți pleznească inima și creierii și să vii să zâmbești și să cânți. Marele scriitor Genghis Aitmatov a intitulat un articol de mare rechizitoriu uman și social, l-a intitulat Prețul Viața. Iată prețul cu care Nicolae Sulac apare în fiecare seară pe scenă pentru a fi între dumneavoastră. Prețul este viața. Și eu îmi imaginez că acest concert a început nu astăzi,
ci cu 30 de ani în urmă. Și el tot continuă acest concert. Și dacă undeva bate la Polul Nord o inimă de moldovean, de om care știe ce înseamnă melodia cântată de Sulac, pentru el acest cântec este parola de viață, de existență, este speranța, fiindcă atunci când cântă Sulac, noi regenerăm cu toții. Așa a fost să fie această epocă din ultimii 3 decenii. Noi n-am avut un Shakespeare, n-am avut un Lev Tolstoi, încă nu avem un Eminescu, dar am avut pâinea, apa, aerul și mai lipsea ceva. Și acel ceva a fost și este Nicolae Sulac. Și nu se poate să nu cânți sau să cânți dacă n-ai în cârcă secole și rubedenii de sânge. De aceea eu mă rog destinului ca Nicolae Sulac să cânte ieri, astăzi, acum și purea și în vecii vecilor. Amin.